Doamnă și domnule, bună dimineața la ediția de dimineață. Și nu va fi vorba despre povestea zilei, așa cum ne-am obișnuit, ci despre povestea nopții. O noapte rușinoasă, în care Parlamentul abia la ora două a reușit să-și aleagă liderii. că controversați, că nu-ți controversați, că ne place de un lider sau altul, sau că nu ne place de un lider sau altul, asta are mai puțină importanță. Cel mai important este să se respecte mecanismele democrației. Mecanismele democrației constau într-o negociere continuă. Și acum aș vrea să mă duc la un pic de istorie. O paranteză. Tot scandalul de azi noapte a fost provocat de ăștia de la Aur. Ei spun nu suntem legionari. Ei spun nu suntem anarhiști. Ei spun nu suntem extremiști. Ok, un pic de istorie. Ianuarie 1941. Un ofițer neamț. De aviație, Duing, este ucis pe scările Ministerului de Interne de un agent britanic de origine greacă. Vine Antonescu, care oricum avea un, un dinte împotriva legionarilor, îți amintesc că era statul național legionar atunci, și îl demite pe generalul Petrovicescu. Generalul Petrovicescu era legionar și reprezentant al mișcării legionare condus acum de Horea Sima în 41, în guvernul României. Atenție! Nu era un terchea berchea. Nici ăștia de la aur nu sunt toți terchea berchea. Petrovicescu, generalul, era doctor în științe juridice, avea carieră de general, foarte respectat în unele medii. Mai demite pe șeful poliției Antonescu. Îi mai demite pe încă câțiva din minister. Ce fac ăștia? că erau legionari. Se baricadează în sediile siguranței, da? Și de acolo, în armați, spun foarte clar că nu vor ceda guvernarea. Adică anarhie. În paralel, se transmite un ordin peste tot în țară, acolo unde erau cuiburi și prefecți legionari, să înceapă revolta. Între timp se adună legionarii în fața Teatrului Național. Legionarii care l-ascultau pe Da, marele poet între ghilimele, Radugir, care spunea foarte clar, ocupați centrele de telefonie și mergeți în Piața Victoriei, ocupați guvernul. În Piața Victoriei îi așteptau soldații, pentru că și Antonescu și-a pus la punct apărarea. Ca să nu fie Împușcați de soldați Curajoși și legionari Ce-au făcut? Au băgat un scut de femei în față Trageți-mă, trageți Că le-am pe proastele astea prima dată. Ăștia s-au fost legionari 30 de soldați 200 de legionari Uciși în lupte, 3 zile de lupte Începe programul de la București Ca să înțelegeți că legionarul nu înseamnă că e numai ăla membru de partid Al mișcării legionari Muncitori Studenți preot în fruntea coardelor legionare care au făcut praf și pulbere cartierele evreiești și sinagogile. La un moment dat se punea problema incendierii cartierelor evreiești. Da? Cu ultranaționaliștii și naționaliștii de acolo, da, domnule, da, le dă le foc, dar cum facem să nu ardă și celelalte cartiere ale noastre? Cea mai veche și mai frumoasă considerată Sinagoga din România, da? Cahal Grande, a fost pusă la pământ, arsă din temelii, de o hoardă legionară condusă de un preot ortodox, preotul Brigadeu. Rămas celebru în epocă pentru, pentru anarhismul lui. Și ce au făcut? Ca să înțelegeți ce înseamnă legionarii, să nu mai tot ridicați în slăviunii și să spuneți, doamne, am poluții nocturne când mă gândesc la ce patriozi erau ea. Au adunat toate documentele, unele vechi de 100 de ani, de 200 de ani, de 300 de ani, în mijlocul sinagogii, le-au dat foc, au dezbrăcat trei femei, le-au schimjuit, și, după a vașnicii legionari români, le-au ars în foc. Le-au frit. Ca să înțelegeți. Continuă nebunia, după trei zile sunt, sunt învinși legionarii. Horea Sima și încă vreo 400 pleacă în Germania, acolo și rămas, au murit prin 93 Horea Sima. un dobitoc, așa. Alte câteva sute sunt arestați prin România, între timp numărul evreilor uciși se ridică la peste 1000, din câte știu eu, au făcut praf și pulbere tot. Și atenție, nu era vorba că Antonescu era de partea evreilor. Nu. Antonescu avea altă manevră. Și povestea cu Oreasim aferă următor: Bă, nu-i omorâți pe toți odată. Că nu mai merge economia, nu mai merge comerțul. Trebuie, și citez, trebuie luați pe rând ca la șah. Astea sunt din documentele oficiale pe care istoria României nu le scrie în manuale. Istoria României are 12 rânduri, atenție, pe numărate, 12 rânduri despre Revoluția Română și nu are 5 rânduri despre legionarii. Horea Sima și statul național legionar condus de Ion Antonescu. Despre asta este vorba. De ce vi le spun chestiile astea? Aceeași paradigmă anarhică, din fericire cu mai puține arme și cu mai puțin sânge, este astăzi vizibilă la ăștia de la aur. Nu toți sunt neșcoliți. Nici ăia, nici Radu Gir nu era neșcolit, nici Petrovicețcu nu era... nici... Nichifor Krainic nu era neșcolit, sunt oameni școliți, doar că inteligența lor și școala lor sunt puse de partea răului, exact ca acum. Da? Aceeași paradigmă a dorinței de anarhie. Aceeași, același model al distrugerii totale. Ce distrugi? Pentru că aștia, asta nu înțeleg bajbuzucii ăștia de la Aur, din ce au făcut azi noapte. Distrugi mecanisme democratice. Distrugi încrederea omului că democrația este, totuși, cel mai bun instrument de a duce viața. E cel mai bun context în care să poți trăi. Ce vor ei? Din haosul ăsta, ei vor doar putere. De ce putere? Pentru că, neavând soluții, ei vin cu o nouă țară pentru noi. O țară în care singurele soluții sunt regulile lor. Dincolo de regulile democratice, dincolo de absolut orice e obișnuită, cu ce e obișnuită lumea civilizată. Azi noapte, la ora două, abia s-a ales președintele Camerei Deputaților. Decanul de vârstă, că așa se obișnuiește, era de la un fost prefect de Botoșani, de la ăștia, de la Aur. Da? La un moment dat o zis, gata, eu sunt obosit, plec. Ok? Și-o părăsit ședința. Al doilea decan de vârstă, tot de la Aur era, Mircea Chelaru. Doamne, eu nu vreau să preiau ședința. Noroc că a venit al treilea, Ibrahim, nu știu cum, de la, cred că de la minorități era, da? care a preluat freile ședinței. Ce vezi aici? Vezi aceeași incapacitate de a înțelege că puterea nu este a lor. De a înțelege că tu nu poți lua pur și simplu România dinspre vest, să o duci spre est. Singurii care laudă extraordinar acțiunile aurului este organul de presar Kremlinului. Sputnik. Nu vă spune nimic chestia asta? Mă duc mai încolo. Ei vin acum și spun, domnule, noi nu suntem anti-europeni, noi nu suntem anti, noi nu suntem, anti noi nu suntem legionari, noi nu suntem anti noi nu suntem anti nu suntem anti. Noi vrem noi, românii. Exact asta spuneau și legionarii. Exact pe manevra asta ortodoxistă mergeau legionari. Au făcut din religie și atenție, aici nu este vorba de credința ortodoxă catolică, etc., 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 ci despre faptul că din credință faci ideologie. Așa cum erau preoții atunci, mulți dintre ei, pro-legionari, astăzi vedem mulți preoți ortodoxi pro-auriți. Ca să le spunem toate chestiile astea, foarte clar. Să nu ne ascundem după deget, și ce mă interesează cel mai mult, nimeni din presa convențională nu discută despre asta. Nimeni nu le pune oglinda în față să le spună, băi băieți, atenție, ce ați făcut voi s-a mai făcut. Au mai făcut legionari. Poate unii nu vă dați seama. Poate unii știți și ascunde sub Pentru că am văzut acum că nu mai sunt pro-legionari decât... Apoi, domnule, pe Cozelea Codreanu să-l judece istoria. Zâsă mortu! Pentru toate crimele alea să te judece istoria? Nu te ducă! Te judecăm noi și spunem până aici. Pentru că dacă o luăm așa, uite-te, Constituția României este pro-europeană. În momentul în care hauriții ăștia vor pronunța primul cuvânt pentru ro-exit, pentru ieșirea României din Uniunea Europeană, ăștia pot fi desfințați. Doar că partidele mari ar trebui să se gândească și la legea partidelor, nu numai cum să-și manevreze, bă, la cât să ăștia, 40 sau 50 sau 80, ok, câți cumpărăm de acolo. Nu, pur și simplu, atenție că acea Constituție, carte sacră a statului român, spune niște lucruri, le a încălcat, te-am ras. Cât ești tu de aurit? Toată nebunia asta care se întâmplă astăzi, se întâmplă din cauză că partidele mari nu înțeleg că n-au cum să facă compromis, să mai facă acele compromisuri. Treaba nu v a făcut. -o. Dacă voi vă făceați treaba, partidele mari, astăzi nu aveam legionari în Parlament. Astăzi nu aveam șoșoace care să vină în plină criză sanitară mondială cu încă tulpina virusului de 70 de ori mai virulentă să circule prin lume și ea să vină fără mască doar ca să dea un model să dea un exemplu întregii țări, că ea poate și că nu trebuie purtată masca. Sute de camioane cu români stau la coadă să intre în Anglia. Anglia este, Marea Britanie este un spațiu închis acum din cauza acelei tulpini noi. Israelul aseară a anunțat închidem granițele și nu mai poate intra niciun străin. România și alte încă nu știu câte state nu mai au zboruri către Marea Britanie. Și tu vin în Parlament șoșoaca de serviciu să-mi spui, domnule, nu trebuie mască, eu sunt anti-mască. Că nu știu ce virus vin și tragem oxigenul înapoi și tragem nu știu ce bacterii înapoi. Băieți, ne-am prostia împreună cu inteligența cinică au intrat în Parlament. Să vă așteptați. Așa. Vadim Tudor asta 20 de ani pe scena politică. Ăla era un clown. Și atât. Un clau cu România Românie. Ăștia, dacă nu suntem atenți, stau mai mult. Pentru că e de la Românie Românie și bătăile din pieptele de maimuță de urangutan sfătos, se vor transforma în... în, uite ce face Europa cu noi. Uite cum își bate joc. Nu vrem NATO, nu vrem Europa. Noi, autoctonii, noi, aborigenii. Și autoctonismul ăsta se va transforma în ceva ce ar putea duce România în cap. Așa cum s-au mai dus de-a lungul istoriei, prin grija poporului care a ales mereu niște oameni nepotriviți. Ca să nu zic că oamenii ăștia seamănă cu o bună parte din poporul român. Needucat, cinic și niciodată înțeles de timpul istoric. Aș spune mai multe, dar mă opresc. Pentru că nu vreau să... Să ajung la alte lucruri care țin de Huntington și de alte chestii pe care, în mod evident, cei care ați citit și știți despre Huntington știu la ce mă refer. Să aveți sănătate!